frică, îmi este frică. Dar cu un zâmbet. Dar mă chinuie să fie așa. Oamenii proiectează orice frică în frica de moarte, de fapt. Și am zis, ok, avem un show mâine, i-am anunțat pe colaborator că dacă nu mă întorc, show-ul să continue, adică show must go on. Și asta e, bineînțeles că o să încerc și sunt optimistă, cred că o să fie bine. Sper să reușesc să sar, adică să nu am așa un șoc la înălțime încât să renunț, deși nu cred. Palpitant, foarte palpitant. Nu-mi vine să cred că sunt atât de sus, dar wow, coboară fulgerător. Ia uite, deja sunt foarte vizibili. Da. Așa când v-am văzut pe cer, părea că dansați, că sunteți într-un vals. Și am zis, ok, dacă ar fi ultimul vals, e perfect. Serios? Am fost sus acolo? Am văzut când ați coborât. Cum e lumea de sus? Ia, spuneți-ne și pentru cei de acasă care ne urmăresc și își doresc o astfel de experiență, care se poate întâmpla pe litoral. Cam așa se vede, foarte, foarte mică. Câteodată îți faci probleme dacă mai ajungi pe pământ sau treci pe lângă. Emoțiile cresc odată cu înălțimea. Cu mult curaj, Cristina s-a aruncat în gol pentru aproximativ un minut, de la 4.000 de metri. Apoi, din momentul în care s-a deschis parașuta, vreme de 3 minute, a putut admira peisajul superb, marea și câmpurile înflorite. Ciao! Hei, hei! Bine ai revenit! Bună, nu? Deloc! Super! Cum a fost? Yes, amazing! Cea mai tare experiență ever! Deci nu pot să cred. Când sar, ți se oprește mintea, deci n-ai niciun gând. Și mă uitam la colegul vostru cât de tare dansa în fața mea. A ajutat foarte mult că chiar îți oprea gândurile. Sunt să repeți super. Experiența? Da, o să sar permanent. Am avut cea mai tare experiență, am zis că e nașul meu, că am renăscut din nou. Și am simțit, adică știi cum, pierzi frica. Nu analizezi nimic, nu judeci nimic, iar după ce se deschide parașuta, începi să analizezi. E galben câmpul, e verde, acolo e apă. Asta e judecata noastră și iarăși mintea e cea care începe să funcționeze și ne controlează viața până la urmă. Dar momentul de meditație este momentul săriturii în gol. Corpul intră într-un challenge, într-o provocare atât de mare încât intră în starea aia de meditație imediat și de asta oamenii sar. Nu pentru că le place să zboare, pentru că au nevoie de bucățica aia, de spațiu între gânduri. Asta e meditația, este spațiul dintre gânduri.